213 locuri de muncă sunt vacante în momentul de față la Constanța, însă domeniile unde se fac angajări nu prea sunt atrăgătoare. La nivelul județului Constanța există la momentul de față, mai precis pentru perioada 28 ianuarie-3 februarie, o ofertă de 213 locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomeri. Cam despre ce locuri este vorba? Marea majoritate a ofertelor vin pentru persoanele aflate în șomaj care au studii medii, foarte puține sunt pentru studii superioare. Nu avem decât două posturi pentru studii superioare. Cele pentru studii medii sunt în domeniul securității, adică agenți de intervenție sau agenți de securitate. Avem în vânzări, avem în construcții și muncitori necalificați în agricultură sau, cum am precizat, în construcții. Puțini sunt cei care reușesc să se angajeze în domeniul în care au profesat sau în care sunt calificați. Ce v-a interesat? Cosmetician. Aveți cursuri? Nu, urmează. Ați mai lucrat pe undeva? Ca cosmetician. Ce pregătire aveți dumneavoastră ca și studii? Liceu și vânzător. Din păcate, pentru tinerii care termină o facultate, nu prea se găsesc variante de angajare. Pentru ei ar exista soluții, dar peste hotare, unde statul îi îndrumă cu bună știință. În momentul de față, pentru că nu avem locuri de muncă pentru studii superioare, ei pot opta pentru oferta de locuri de muncă pentru studii medii până apare ceva pe studii superioare sau pot opta pentru oferta de locuri de muncă în spațiul Uniunii Europene, acolo unde este un pic mai generos agentul economic. Vestea bună pentru constanțeni este că, deocamdată, la nivelul județului, nicio companie nu a anunțat restructurări. Din experiență, însă, reprezentanții Ajo FM Constanța spun că perioada grea încă nu a trecut, iar angajatorii mai au timp să recurgă la disponibilizări.